Salutare, prieteni! Astăzi vom discuta despre o industrie aflată în plină expansiune în România și în Cluj-Napoca în mod special. Este vorba de business services, să folosim un împrumut din limba engleză. Nu e un barbarism, e un împrumut care își are deplină justificare, deoarece vorbim de un domeniu care implică și foarte multe competențe tehnice și pentru că în acest domeniu Clujul deja are câteva companii care s-au evidențiat, am invitat-o în emisiunea noastră pe Anca Burghelea, care reprezintă una dintre aceste companii. Este vorba de Majorel, o companie care a trecut recent printr-un proces de rebranding. Sunteți sub acest nume destul de noi pe piața clujeană, da. Dar sunteți vechi deja în oraș, sunteți deja de ai locului. Da, păi compania noastră, de fapt noi suntem din 2010 prezenți pe piață. Iată, 9 ani. Da, exact, imediat facem 10. Mulți înainte. Da. Am început la Brașov, suntem prezenți în 4 orașe, avem headquarters-ul este la Brașov, după care am deschis la Sibiu, după care am simțit că trebuie să facem și mai mult și nevoile de fapt clienților au crescut și atunci ne-am deschis la Cluj-Napoca și ultimul nostru proiect este la București. Ați trecut Carpații până la urmă. Da. Vorbim de o industrie care cred că la nivel național se situează pe locul 2 ca ritm de creștere și ca rată de dezvoltare după industria IT, nu? Exact, da. Și în acest domeniu, Clujul, din câte știu, performează destul de tare. Datele arată că undeva avem la vreo 17.000 de angajați în acest domeniu la Cluj, adică undeva la 12% din totalul forței de muncă din business services la nivel național. Da. Voi cum simțiți această dezvoltare? Se reflectă în realitate, să spunem, calculul de pe hârtie? Da. Ce ne bucură este că România este o țară încă foarte atractivă pentru companiile mari din afară și este nevoie de suport. Clar. Nevoile, de exemplu, de expansiune au venit tocmai din aceste dorințe prin care România, ca țară, este prezintă foarte mult interes și oamenii sunt foarte, foarte talentați aici. Pentru de că, ce prezintă foarte mult interes? În primul rând, românii vorbesc foarte multe limbi străine. Universitățile sunt competitive și pregătesc, de fapt, studenții să fie niște angajați care să performeze. De asemenea, putem să vorbim și de competențe tehnice, nu? Adică exact. Sunt studenți care vorbesc foarte bine o limbă comună, să spunem engleză, franceză, germană, da. Dar sunt oameni care au abilități lingvistice și în domenii mai specializate, adică un tânăr vorbește foarte bine o engleză cu foarte mulți termeni medicali sau cu foarte mulți termeni inginerești. Noi fiind o companie globală, pentru că de fapt noi suntem prezenți în 28 de țări și avem undeva la peste 43.000 de angajați în toată lumea, clar nivelul comunicării este unul în engleză, deci cumva, by default, exact, da. Trebuie să știi engleză. Dar trebuie să știi și altă limbă. Exact, da. Devine interesant. Limbi străine mai rare, de exemplu? Da, nu știu, avem proiecte care au nevoie de suport pe partea de, nu știu, limbi exotice, le spunem noi, cum ar veni, nu știu, portugheza, daneza, olandeza, care nu se găsesc, să zicem, așa de ușor. În România, da. Pentru că în Brazilia portugheza. Absolut, da. Dincolo de glumă, aș vrea să știu și să aflu pentru cei care ne urmăresc care ar fi elementele pe care ar trebui să le întrunească un candidat care ar vrea să lucreze în Majorel. Partea foarte, foarte frumoasă, să zicem, în compania noastră este că noi nu mergem pe ideea de trebuie să ai experiență. Cum era înainte când te ducea la interviu și probabil că printre prima întrebare pe care o primea era ok, unde ai mai lucrat și care este experiența ta? Noi nu mergem pe această idee, din contră, noi preferăm să luăm oameni care sunt dispuși să intre în niște proiecte foarte frumoase și foarte provocatoare,
pe care să-i trainuim. De aceea, orice proiect, să zicem, pe care îl avem, presupune un training de, nu știu, 3 săptămâni, 4 săptămâni, 5 săptămâni, depinde de profilul proiectului respectiv. Se și vede atunci... că aveți deja ADN ardelenesc, măsurați de două ori și tăiați o singură dată. Da. Da, și atunci, practic, noi asta căutăm. Căutăm oameni care, într-adevăr, au competențe lingvistice foarte bune, pentru că noi, având în vedere că lucrăm cu niște branduri extrem de mari cu care cred că toată lumea interacționează, de fapt. Aveți voie să spuneți una dintre branduri? Da, de exemplu, la București avem proiectul Opel și atunci facem suport pe mai multe piețe și pe vari limbi, să zicem, pe acest proiect. La Cluj avem un proiect foarte, foarte frumos, este vorba de Sonos, care a dezvoltat o companie americană care a dezvoltat un sistem audio absolut demențial, pe care chiar, dacă aveți ocazia să ascultați vreodată la da, o boxă via Sonos. Da, Cluj TV pe sisteme Sonos, da? Exact, exact. Deci, iată, niște da. Branduri foarte, foarte da. Interesante. Bun, dar în acest domeniu vorbim de un volum mare de angajați la nivelul industriei, vorbim de, să spunem, un flux destul de mare de tineri care vin și se integrează în aceste echipe și aici cred că apare o mare problemă. Cum faci rost de forța de muncă de care ai nevoie pentru că rata de creștere este una bună? Da. Universitățile au totuși o capacitate limitată de a pregăti personal. Și aici cred că pot să apară mici probleme care da. Au nevoie de soluții. Într-adevăr, nu mai vorbim acum de o piață predictibilă. Și, de fapt, suntem într-un domeniu foarte, foarte dinamic și companiile, noi ca MGRL, știm că trebuie să fim prezenți în piață, dar nu mai facem la modul cum se făcea înainte, că particip, să zicem, la târgurile de joburi. Suntem și acolo, într-adevăr, cred că este important să ai o prezență, dar nu ăsta este focusul. Noi ne concentrăm foarte mult pe partea de employer branding, pe partea de a crea o cultură organizațională care să-ți dea mândria că ești parte din compania respectivă. Și atunci noi avem tot felul de acțiuni și activități care să susțină acest lucru. De exemplu, cum era înainte, se făcea open doors. Ok, și veneau oamenii și interacționau, nu știu, vedeau unde o să lucreze. Ei, noi ne-am gândit că acest lucru este un pic perimat. Vorbim de niște generații care nu se mai așteaptă doar să vadă niște lucruri, ci se așteaptă la o adevărată interacțiune și un engagement, să spunem, cu brandul respectiv. Și am creat atunci un eveniment pe care l-am numit Life Hacks și de fapt e ca un fel de academie în care tu, dacă participi, ai parte de o sesiune de tutoriale live. Și am avut 3 influenceri din Cluj-Napoca care au venit să vorbească despre călătorii, despre travel. Deci nu are neapărat legătură, să zicem, în mod direct cu brandul nostru. Și un coleg de-al nostru care tot așa a avut, pentru că se călătorește foarte mult în compania noastră și atunci experiența clar există. Și atunci am făcut acest eveniment. Iar oamenii au avut ocazia, unu, să interacționeze cu noi, cu angajații care deci, suntem acolo, cu, nu știu cum arată biroul nostru, cum... care a fost primirea și atunci este cu totul și cu totul altceva față doar să vii și să vezi și să nu se întâmple nimic. Iată, o strategie care cred că funcționează deja destul de bine, aceea de a îmbina aspecte culturale cu aspecte profesionale. Noi credem foarte mult că trebuie să motivăm angajații și că în compania noastră este vorba și de o dezvoltare, atât personală cât și profesională. De exemplu, am fost sponsor oficial la TEDx, Eroilor, încurajăm, nu știu, festivale, cum ar fi festivalul de jazz de la Smida și atunci suntem sponsori și acolo. Încercăm să fim pe piață, nu într-un mod în care să fie, în care, nu știu, nu mai vezi, pentru că totul este plin de reclame, de lucruri, de fiecare se promovează. Încercăm să, de fapt, să arătăm prin toate inițiativele noastre că suntem o companie, în primul rând, prietenoasă, creativă, care este una de creativitatea fiind și una dintre valorile noastre, o companie care este gata să
să te asculte. Prima noastră campanie a fost cam aziuar. Adică vină la noi așa cum ești tu și împreună ne dezvoltăm. Da, întâmplător să nu este și una dintre piesele mele preferate de da. La Mulțumesc da. Foarte mult pentru prezentul în această emisiune. Prieten, vă mulțumesc. Ne vedem pe net.